Au fost cereri mari de împrumuturi către cel mai mare CEARE pentru pensionari din țară de la Ploiești. Au fost zile în care s-au depus și peste 800 de solicitări de acest fel. Foarte, foarte aglomerat, am avut aglomerație foarte mare și scopul care a fost și determinat de această aglomerație a fost cererea pensionarilor pentru împrumuturi. Toți cei care au luat împrumuturi au luat pentru sărbătorile de Paști, pentru medicamente. Zilnic la ghișeele CEARE-ului din Ploiești ajung zeci de pensionari care nu mai au altă speranță decât sumele acordate de către instituție. Tocmai de aceea, conducerea a mărit suma maximă de împrumut, având în vedere solicitările membrilor cotizanți. Ca membrii care vin zilnic la noi, dacă luăm de acordarea împrumuturi, în 15-25 de împrumuturi zilnic, în sume considerabile. Noi vă pot spune că am mărit suma maximă de împrumut, până acum aveam de 40.000 de lei, adică 400 de milioane vechi, acum am mărit, Consiliul Director a aprobat până la 45.000 de lei să acordăm împrumuturi. Că sunt solicitări în acest sens și de aceea am mărit la solicitarea membrilor noștri. Iar zilnic noi avem în jur de 7-800 de persoane care vin să-și achite rata la împrumut, nu avem restanțe la împrumuturi deloc, sunt foarte conștiincioși membrii noștri, deci avem o fluctuație foarte, foarte mare la noi. Împreună cu reprezentanții Crucii Roșii Județene și cu Primăria Ploiești, cei mai nevoiași dintre membrii au primit și ajutoare în sume de 100 de lei ori pachete pentru alimente necesare mesei de Paște. Noi înțelegem pe toată lumea și ajutăm pe toată lumea, ba cu ajutoare, ba cu împrumuturi, fiecare cu ce, pe partea pe care are nevoie. De Paște ajutăm și cu pachete, a mai spus și domn președinte, și cu împrumuturi. Da, sunt cei care vin și se împrumută cu sume mai mici de bani pentru masa de Paște sau, da, sunt persoane care nu își permit să cumpere din pensia mică pe care o au. CEARE Ploiești numără în prezent peste 43.000 de membri, clasându-l astfel în top la nivel de țară.